Salutare tuturor și bine ați venit pe canalul de YouTube Technic Tools. Eu sunt David, iar în acest clip o să vorbim despre o foreză cu acumulator de la Makita, modelul DDG460, și bineînțeles că o să-i facem și câteva teste. Înainte să începem prezentarea și testarea acestei foreze de pământ de la Makita, trebuie să știți că s-a lansat programul Rabla pentru utilaje cu motoare termice. Ce înseamnă asta? Dacă aveți o cositoare, o drujbă, o mașină de tuns iarba sau un motoburghiu cu motor termic, adică pe benzină, puteți să obțineți un voucher de maxim 150 de lei, ducând acea unealtă veche, dar să fie întreagă, foarte important, într-unul dintre centrele autorizate Makita sau la unul dintre dealerii autorizați Makita, și puteți obține un voucher de maxim 150 de lei, pe care îl puteți folosi la achiziționarea unei unelte noi pentru grădină de la Makita. Dar mai multe informații despre această campanie o să găsiți în linkul din descrierea clipului. Acum, fără alte introduceri, pentru că se pare că a început să și ningă afară, am prins câteva zile foarte urâte și nu am putut să fac acest videoclip mai repede și cum îmi doream, direct acolo la teste, pentru că am și testat această foreză și o să vedeți exact cum se descurcă. Am ales să-l fac acum, văd că a început să ningă, dar nu cred că este o problemă. Așadar, după cum puteți să observați, avem o foreză de pământ cu acumulator de la Makita, modelul DDG460. Și după cum o puteți observa, este dotată cu un motor de 36 de volți, motor de tip brushless, bineînțeles, ce utilizează doi acumulatori de 18 volți din gama LXT de la Makita. Ca și caracteristici tehnice ale acestei foreze de pământ, în primul rând, motorul de tip brushless, care eficientizează consumul de energie și puterea, beneficiază de protecție la suprasarcină, protecție la supra-descărcare și protecție la supra-încălzire. Și pe lângă toate acestea, are și un cuplu controlat, practic, protecție la recul, adică ea practic are un ambreiaj mecanic în momentul în care întâlnește o rădăcină de copac pe care nu o poate tăia imediat sau întâlnește o piatră ceva mai mare, o să se oprească pentru a proteja utilizatorul și bineînțeles componentele din interior. Este dotată cu două viteze, cu două trepte de viteze mai bine spus, treapta 1 și treapta 2. Pe treapta 1 avem 350 de rotații pe minut, iar pe treapta 2 1400 de rotații pe minut. Foreza este dotată cu o mandrină mecanică de la Makita cu închidere minimă 2 mm și deschidere maximă 13 mm, în care se introduce acest adaptor pentru burghiele de pământ. Și după cum vedeți, am aici 3 burghie de pământ, 10 cm în diametru pentru cel deja montat, 15 cm în diametru pentru acest model și 20 de cm pentru cel mai mare model pe care îl poate utiliza această foreză de pământ. Pentru solurile argiloase se poate utiliza un diametru maxim de 150 de mm, respectiv acest burghiu. Pentru solurile mai nisipoase se poate utiliza burghiul cu un diametru de 20 de cm. După cum vedeți, foreza este construită în așa fel încât se poate să fie utilizat de o singură persoană și se poate utiliza atât de către dreptaci cât și de către stângaci. Pur și simplu, acest mâner se poate muta de pe partea stângă pe partea dreaptă și astfel o să puteți să lucrați și așa cu ea. Acest mâner, acest blocator, să-l numesc, are rolul de a sprijini cumva toată forța în șold sau în picior. Deci, practic, ea nu se poate răsuci să vă accidenteze pentru că se oprește aici. Bineînțeles că având și limitatorul de cuplu, șocul nu o să fie foarte mare, o să vedeți că este destul de ușor de utilizat. Poate să atingă un cuplu maxim de 136 de Nm și, bineînțeles, acest cuplu este controlat, după cum am zis. Pe mâner, în partea de sus, pe lângă butonul de pornire pe care va trebui să-l apăsăm înainte să începem utilizarea, avem și un indicator LED care ne arată ajustarea automată a cuplului, a rotațiilor, mai bine spus, mai corect spus. În momentul în care o să întâlnească
ceva mai greu în pământ sau o să fie nevoie de un cuplu mai mare, o să reducă automat turațiile ca să fie mult mai ușor de controlat, dar oricum o să vedeți că funcționează foarte ușor, o să vedeți la testele pe care le-am făcut cu ea în minutele următoare. Un lucru foarte important și ceva diferit față de burghiele, motoburghiele sau forezele cu motoare termice este că acest model beneficiază și de funcția de revers. Practic poate să și deșurubeze în cazul în care se blochează burghiul în pământ, avem și această funcție care răsucește burghiul în sens opus și astfel îl putem scoate din pământ foarte, foarte ușor. Pe lângă acest plus pe care îl are această foreză electrică, funcția de revers, bineînțeles că mai există și alte avantaje față de o foreză cu motor pe benzină și aici o să începem cu câteva avantaje ale forezei cu motor electric și cu acumulator, bineînțeles. În primul rând, avem aici zgomotul care este mult mai redus și care dispare în momentul în care am terminat operațiunea de găurire. După cum puteți să o auziți și voi, o să o pornesc puțin acum. După cum puteți să o auziți, zgomotul este mult mai redus, practic nu o să fie nevoie să utilizăm antifoane și după cum ați văzut, zgomotul a dispărut de îndată ce am lăsat degetul de pe butonul de acționare. Un alt avantaj este și întreținerea foarte ușoară. Nu are nevoie de nicio întreținere, nu avem combustibil, nu avem uleiuri, practic avem doar doi acumulatori pe care trebuie să-i punem la încărcat și să-i introducem aici. Dispare și aspectul legat de pornire. Este foarte simplu să o pornim, am pus acumulatorii, am apăsat butonul de pornire și apăsăm pe buton și foreza a pornit și putem să facem o grămadă de activități cu ea. Pe lângă toate acestea, o altă diferență este și greutatea și modul de utilizare. După cum am spus, această foreză se poate utiliza de către o singură persoană fără a exista riscul accidentării, greutatea ei fiind între 7 și 8 kg în funcție de accesoriile cu care o utilizați. Eu am utilizat foreza cu 2 acumulatori de 6 amperioră din gama de 18V, gama LXT de la Makita și această foreză reușește să găurească până la 160 de găuri cu 2 acumulatori încărcați la maxim și cu burghiul de 150 de mm, ceea ce nu este deloc puțin. Eu nu am testat-o chiar pe 160 de găuri, trebuie să recunosc, am dat aproximativ 27-30 de găuri și după cum ați văzut și în imagini, acumulatorii nu s-au descărcat deloc pe 30 de găuri. Având la dispoziție încă 4 linii pe acumulator, cred că ar depăși cu ușurință 100 de găuri, n-aș putea să zic chiar 150 pentru că nu am testat-o, dar depășește cu siguranță 100 de găuri și aici intervine bineînțeles și solul. Această foreză se poate folosi în diferite aplicații. Pe lângă găurile obișnuite pe care le facem pentru stâlpii de gard și așa mai departe, se poate folosi și pentru a face găurile pentru o plantație de copaci, de exemplu, pentru o plantație de pomi. Știu că în general la pomii care sunt la aproximativ 1,5 m, gaura trebuie să fie de 40 pe 40 și pe 40 adâncime, așadar putem să facem 4 găuri una lângă cealaltă cu burghiul de 20 și astfel este mult mai ușor să facem 4 găuri una lângă cealaltă și să scoatem pământul cu lopata, ceea ce mai rămâne în groapă, bineînțeles. Foarte mulți oameni am văzut că o folosesc și la fundații, unde fundația trebuie săpată manual. Putem să facem tot așa mai multe găuri, să scoatem pământul cu foreza și după să îl eliminăm cu lopata. Putem să o folosim și în industria de drumuri și poduri, la montarea panourilor adiționale. Pur și simplu am făcut o gaură, am băgat panoul și am pus beton pe lângă el dacă este nevoie sau dacă este un semn de circulație provizoriu, de asemenea putem să facem o gaură și să-l fixăm provizoriu acolo sau bineînțeles unde există drumuri în lucru și așa mai departe. Dar dacă voi știți mai multe aplicații pentru o foreză de pământ, v-aș ruga să le lăsați scrise jos în secțiunea de comentarii.
care sunt părțile pro și contra pe care le-am descoperit eu personal la această foreză de pământ de la Makita cu acumulatori. Aș vrea întâi să menționez că am utilizat-o la 27 sau 28 de găuri, deci nu am o experiență îndelungată cu ea, dar am putut să-mi formez o părere despre ea. Cei care o aveți, v-aș ruga să-mi scrieți în secțiunea de comentarii cum vi se pare după un timp mai lung de utilizare. Am observat că are plusuri și minusuri. În primul rând, îmi place cum se controlează. Distanța aceasta este destul de bună, cred că sunt aici undeva la 50-60 de centimetri. Îți oferă o prindere foarte bună. Dacă stai foarte bine pe picioare, practic, nici nu o să ai nevoie de acest suport, pentru că ați văzut că are acel sistem și o să-i facem două probe în câteva minute, chiar aici, în acest pământ. Eu sunt acum pe marginea unui drum, pentru că am vrut să am acest peisaj superb în spate și să nu mă deranjeze zgomotele din mediu. Deci poziția foarte bună, se poate lucra foarte ușor cu ea, ai control maxim și riscul de accidentare este destul de mic, ai viteză, practic poți să găurești foarte ușor la o viteză destul de mare. Am găsit și câteva minusuri la această foreză, minusuri pe care le-am observat eu și pe care le-am putut remedia după ce mi-am dat exact seama cum se utilizează. Și în primul rând aș vrea să vorbesc despre acest joc pe care îl are bolțul de prindere în burghiu. Practic, dacă fac gaura, o să meargă foarte ușor, dar în momentul în care scot foreza din pământ, el nu se mai învârte perfect rotund și o să-mi deformeze gaura și o să fie destul de greu de controlat. Aici am observat că dacă fac gaura, haideți să facem direct o probă practică mai bine. Facem o gaură aici, să-i și dăm drumul. Acel sunet a fost când a întâlnit o piatră. Practic, ați văzut că este limitatorul de cuplu, nu m-a lovit deloc în picior. A săpat în continuare după ce a intrat acel limitator și a scos piatra. După cum vedeți, aici este mai multă piatră, sper să nu rupă burghiele. Deci, ce am observat eu? Dacă încerc să scot turat, vedeți? Face așa, dacă încerc să o scot turat. Practic, nu iese corect. Dacă încerc să o scot trăgând de ea în sus și lăsând pământul la o parte, atunci o să rămână gaura perfect curată. În partea de jos, aici, avem selectorul pentru viteze, treapta 1 și treapta 2, un selector care merge foarte bine. Și aici am descoperit al doilea minus. Practic, treapta 2 nu prea ai unde să o folosești. Cred că ar trebui să fie un pământ foarte moale, foarte nisipos, ca să poți să folosești treapta 2. Este destul de mare viteza acolo, un pic greu de controlat și nici nu are un cuplu foarte mare. Cred că acolo are undeva la 40-45 de newton. Practic, o să trebuiască să o folosim tot pe viteza 1, unde avem un pământ ceva mai greu, să zic așa, ceva mai argilos, cu rădăcini, cu pietre și așa mai departe. Aici avem și o lumină de lucru care luminează zona și cheia pentru mandrină. Îmi place sistemul de prindere al burghielor pentru că este un sistem destul de rapid, se prind și se fixează cu acest bolț și avem și această siguranță care nu se detașează de bolț. Practic, nu o să o pierdem și nu o să iasă de aici aproape niciodată, dar totuși, după cum am zis, mi se pare că se putea lucra mai mult la sistemul acesta, la acest bolț de prindere, să fie puțin mai fix, să poți să găurești mai ușor. Legat de burghie, trebuie să știți că pe piață există și un adaptor care prelungește coada burghiului și astfel puteți să săpați la o adâncime mai mare, cred că undeva la 1,5 metri. Lungimea lor în situația de față este de 80 de centimetri. Gaura se va putea face la o adâncime maximă de 80-85 de centimetri dacă o să o lăsați până jos. În descrierea clipului o să vă las un link către magazinul sculeprime.ro unde puteți afla mai multe informații despre această foreză de pământ de la Makita. Acolo o să o găsiți în diferite pachete. Burghiele de obicei sunt accesorii suplimentare, dar în majoritatea cazurilor o să vină cel puțin cu burghiul de 150 de mm în set. Dacă v-a plăcut acest clip, v-aș ruga să-mi dați un like, un share și să vă lăsați părerea jos în secțiunea de comentarii. Eu sunt David și până data viitoare vă doresc numai bine!